ce am cultivat, am lăsat-o 5 zile, apoi se extrage tot sucul galben, care se spune că nu este folositor. După cum vedeți toate frunzele aici la mine, puțin, o tai la început, tai pe margini, așa. Coaja ne trebuiește, de ce? Pentru că ea conține octoxigen, în gelul acesta, care vedeți, ea conține numai gelul ca să hidrateze. În coajă este vitamina hyaluronic acid, care noi o să-l folosim pentru păr. Așa. Facem așa toate frunzele, apoi ne vedem cum îl dăm la blender. Acestea sunt resturile. Resturile, vedeți, în spate la frunză, dacă a fost multă secetă, ele au puțin suferință, sau uscat, sau eu știu. Am luat-o puțin și aceasta, pe margini. Acestea care aveți resturile, dacă nu aveți aloe vera, puteți să o folosiți în puțin alcoolic și îl faceți în formă de tonic. Îl lăsați la întuneric 40 de zile, apoi stergeți pe față. Este un tonic superb pentru că el de aici hidratează, de aici și temaduie toate problemele pe față care le avem. Aici este produsul care am spus că am luat și am să folosesc cu toată cocoarja. De ce? Pentru că în vitamina asta care el este în aloe vera, e mai mult în coajă. Așa, produsul o torn aici la blender și îl macinez. Îl macinez până ce devine o masă foarte, foarte lichioasă, chiar și vine mucoasă. Produsul e gata. Acum adăugăm la cratiță, unde îl vedeți foarte mucoasă. Vă pare că e plin, dar nu, pentru că s-a format așa un fel de spumant. Acum eu uleiul de măsline, ce simplu, sau dacă aveți de poamă, adăugați aici. La așa cantitate trebuie 100 de grame de ulei. Uleiul de măsline se pune pentru că el rezistă la căldură și lucrează foarte bine. Focul dăm încet, fierbem până și ne întâlnim să vă arăt consistența care este. Amestecăm din când în când la fierbere. El acum să se așeze. Procesul unde am dat în fierbere a doua oară, am lăsat-o puțin să răcească. Vedeți, uleiul de acum se intră în reacție, dar el totuși e deasupra. O mai fierb a treia oară, a treia fierbere, are să se descompună, separează puțin mai mult sucul cu uleiul. Acum, puțin, totuși fierbinte ai, dar o mai las puțin și mai dau un clocot a treia oară. După cum vedeți, după fierberea a treia, ea puțin a scăzut din volum, chiar la foc foarte încet. A intrat uleiul în componență cu substanța mucoasă, s-a făcut o substanță, pot să spun că apoasă. Acum eu nu fierb așa tare, pentru că folosesc piper, nu vreau să-i distrug vitaminele. Așa. Ce procesul este acum, următorul? O filtrez și o lăsăm aici puțin să filtreze. Așa. Asta este toată soluția. O ridicăm pe ceva mai sus. Vedeți? Și toată aloe vera. Uitați care este. Eu o să-l limpezească
Și o să vă demonstrăm pe parcurs care este procedeile, unde putem să folosim. Am să vă ajut pentru toată porțiunea corpului, cum putem să folosim aloe vera naturală pentru corpul nostru, pentru că de pe vară el este foarte, foarte uscat, părul, pielea este deteriorată, mâinile acum, chiar dacă bate vântul și vine frigul, fața este foarte bună pentru că am pus ulei de maslină. Uleiul de maslină e foarte bun pentru față, chiar dacă a fost în fierbere puțin. Și această soluție o lăsăm să răcească, apoi o dăm iară la mixer. Puteți să adăugați puțin coconat în ea sau uleiurile care le preferați, un mirus dacă doriți. De la doTERRA sunt lavanda adăugați sau rozmarină pentru păr. Depinde ce face. Dacă folosiți această soluție la scrub, e foarte bună pentru corp. Puneți, adăugați puțin în șamponul dumneavoastră, adăugați puțin în soluția de corp care îl faceți. Sau se poate de făcut săpun de mână care aveți lichid. Adăugați în săpunul de mână și înainte de a-l folosi puțin mix. Salutare, fetelor! După cum v-am promis, eu cu Ionela, astăzi o să continuăm să vorbim despre minunăția aloe vera sau stoletnicul, cum mai spunem noi. Este o plantă care 250 de specii are. Am să vă arăt pe parcurs care este la mine și care am putut să execut, pentru că nu ne poate să ne dea posibilitatea în fiecare țară ca să crească această plantă, pentru că ea iubește mai mult umiditatea, iubește mai mult căldura, dar sunt sigură că în casele noastre sunt și avem această plantă majoritatea tăți. Nu uitați să citiți foarte mult despre DSAM, pentru că ea este o plantă foarte veche care ne tămăduie și ne ajută intern și exterior. Astăzi să vorbesc puțin la general, pare mi se că am mai vorbit înainte, dar astăzi am să vorbesc iarăși despre planta care am colectat-o. Este foarte mare în frunză și am hotărât să-mi ajute părul să fac o mască la păr, că după vară, după ce soarele mai pun ceva vopsele pe păr și el se deteriorează, se strică. Am să vă arăt pe parcurs un video în care el este executat foarte ușor și cum se procedează. Dar aceasta este sticluța, după ce am colectat, vedeți, am dat la blender și am colectat. Când aplicăm pe păr, luăm și puțin amestecăm uleiul, că fierberea o facem în ulei. Eu și amestec puțin sticla, puțin, așa, și de acum, vedeți, se amestecă foarte, intră în componență foarte repede această soluție. Cu această soluție e foarte simplu, pun puțin într-o, acesta acum păstrez în frigider și când am nevoie, cât îmi trebuiește, iau puțin mai mult, fie așa o doză, dublă și mi-aplic pe păr uscat, pe păr uscat că lasă masca, apoi mă duc și mă spăl în mod normal. Aceasta este pe păr care este executată. Dintre această soluție care este, vedeți, mirosul nu putem să vă transmit, are puțin un miros specific, fac scrub-ul pentru piele, pentru că pielea noastră tot este timp de vară sau timp de iarnă, iar consecințele le are a lui cu vârsta sau cu alimentația. Și ne dăm un pic ajutor, pentru că el este, dacă o fierbem cu o coarja, el este un antiseptic, un antioxidant foarte, foarte bun. Hidratează toată gelul acela, cum am spus, din înăuntru, el hidratează.
Dar pielița și e verde, dacă ținem la fierbere, în de trei proceduri, priviți filmul și o să vedeți, el se distruge puțin și nu pișcă. Dacă o pui în formă verde, așa parcă puțin de ceva, știți, parcă când este sauna, procedura asta de cald și de vechi, așa e execută și pe piele. Poți să dai reacție, fiți atenți cu floarea că ne dă bătaie de cap, dar dacă o să fierbiți, nu o să fie. Aici am luat un puțin zahăr, puțin, uitați ce culoare frumoasă primește. Zahăr, sare am adăugat, puțină sare, soră de mâncat sau sodă carbonat și am adăugat acest soluție. În ce văd că câștigă așa o soluție, adaug uleiul, lavanda sau uleiul mirositor care doriți. Și acesta este exfoliating sau scrubul. Al folosit și pe față, al folosit și pe toate părțile corpului. El este foarte bun. Mai este o procedură cu aloe vera care pot să o folosesc foarte rapid. Vedeți tamponașul, fiți atenți să o amestecați și nu vă temeți pentru că el nu este foarte gras, uleiul de masline are un antioxidant și el nu este foarte gras. Dar dacă vedeți că el a luat cu tamponașul și se iei prima dată soluția mai grasă, atunci dați cu puțină apă cu tonicul care îl veți de roz sau care îl aveți pe față. Vedeți ce frumos se primește, el și se îmbibă. Pielea se hidratează și devine foarte, foarte bogată. Aplicați pe mâini, pe colei, pe gât, el ajută foarte, foarte mult. Și întinerește pielea. Asta este cel mai bun soluție, că întinerește. Nu dă voie la îmbătrânire, nu dă voie să facem riduri. Asta este foarte, foarte important. Această soluție puteți puneți în sticluță. Nu mai mult de 3 săptămâni în frigider se păstrează, pentru că el este pe bază natural, în formă de tonic și cu tamponașul aplicat. Pot să aplic aici o mască. Am făină de popușoi, o cunoașteți toată, sau adaug aici făină de popușoi, adaug un picătură de ulei de lavanda sau care o doriți, amestecăm puțin, o lăsăm puțin 20 de minute să stea, să hidrateze și aplicăm această mască pe față. Stăm 20 jumătate de oră, o spălăm cu apă rece, să vedeți ce față, ce reîntinerire aveți, ridurile dispar. Dacă o să aplicați în timp de 3 săptămâni această apă, această soluție, nu o să mai aveți probleme cu ridurile. Așa, vorbind de masca care o aplicăm, este foarte important această făină de popușoi să luați puțin și să o puneți așa într-un vas de ceramică sau sticlă și o puneți în apă călduță. O lăsați în apă călduță să stea nu mai mult de 20 minute și cum ea este călduță, o luați și aplicați pe față. La mine este în formă de rece, dar puteți să vă uitați, ea n-a să prinde acum și o să vă pun apă călduță și o să vedeți cum se compune și cum devine mască rapidă. Este foarte important. Așa, uitați succesurile la mine la față de acum, cum am dat acum cu tonicul. Fața devine puțin mai luminoasă, pielea mai sănătoasă. Eu vreau să vă asigur că ridurile și cicatricile care le aveți ele nu se dispară chiar dintr-o mască, dar dacă pe parcurs o să faceți procesele acestea, o să aveți succese foarte mari. Vă doresc o zi bună, rămâneți sănătoase, frumoase și dați întrebări dacă aveți. Sper să fie clar și de ajutor.
Ne vedem în video următor!